găsit o poezie superbă, vreau să vă recit. Una dintre poeții închisorilor a fost și până Oradea un timp. Se numește Demostene Andronescu, omul acesta. Ascultați ce frumoase versuri. În seara asta, Doamne, te vei culca flămând. Azima rugăciunii nu vei avea la cină. Nici blidul de smerenii, nici stropul de lumină ce împâlpea aldată în candela din gând. Sunt prea sărac, stăpâne, nu am ce-ți oferi, să-ți stâmpăr foamea. Furii mi-au tâlhărit cămara și de puținul suflet ce l-am păstrat ca sara să am, ca tot creștinul, cu ce te omeni. Aș vrea să-ți pot întinde un gând sfios măcar, dar nu pot. Grădina mea vraiește și mi-e goală. Mi-a mai rămas pe un lujer o singură petală și pe un ram proveștet un singur fruct amar. De le-aș culege în pripă să ți-l aduc prin os, șoptind o rugăciune și tremurând o cruce. Ar fi păcat de moarte, Doamne, că ți-aș aduce o travă în cupe sparte și te-aș târâ prea jos. Zadarnic stai de veghe și aștepți umil și blând azima caldă a rugii. N-o vei avea la cină și în cerul tău de gheață cu țurțuri de lumină în seara asta, Doamne,